S-au gândit să facă acolo în interiorul lonjeronului un suport de aluminiu în care se înfileteze un șurub de fier. Și face efect de baterie, unde e gaură. Da, se rup șuruburile în interiorul lonjeronului. Acolo este ca un pătrat plin care... Ăsta ar putea să fie unul dintre șuruburi, vezi că se vede că e forfecat și ca corodat. Practic asta se întâmplă, da? Fiind metale diferite, ei nu pun niciun fel de vaselină sau pastă, ceva pe ele anticoroziune și, din păcate, se rup. Problema e că aici se rup în interiorul lonjeronului, lonjeronul de aluminiu și de aici începe distracția. Uite că se văd acolo straturile, poți să vezi straturile de aluminiu. Bine, el e foarte bun, îți dai seama lonjeronul că e mai ușor, că e de aluminiu, că absorbe forță de impact mai bine, că e de aluminiu, că e mai moale. Dar, din păcate, uite, apare problema asta cu coroziune. Nici nu ai cum să... nu ai ce să mai faci din poziția asta. Păi, cred că trebuie să o desfaci când o iei. E singura soluție. O desfaci când o iei, că nu se poate gripa de când o iei. O desfaci când o iei, o dai cu o pastă ceva specială să nu mai interacționeze le între ele. Și tu crezi că cine dă 100 de mii pe mașina asta stă să desfacă șurubul. Să desfacă șurubul. Oricum și la noi este ultima care o mai facem noi. De acum înainte o să trimit la tine Chigiu. Pentru că acel pătrat îl găsești sau nu îl găsești. Dacă nu îl găsești, trebuie să-l refaci din nou cu filet interior din baghetă solidă de aluminiu. Stai după ei să-ți facă filete, trebuie să stai să sudezi TIG aici, pentru că trebuie să sudezi fiecare stral la loc, inclusiv pătratul, să cumperi șuruburile. E o comandă specială, minim 25 de zile, în care te cam blochează cu un elevator și de aceea o să... Pe viitor, când se va mai întâmpla așa, frumos către tine Chigiu, platforma ține de altă operațiune, nu de Da, service. Nu e de mecanică, da. Nu de mecanică. Trei spații de depozitare unde se poate pune numerar, în al doilea buzunar buletinul și permisul de conducere și în al treilea diversele carduri bancare de transport în comun sau de acces pe la diverse garaje, companii, fiecare pe unde lucrează, iar calitatea asamblării este una exemplară, fiind făcut din piele naturală, vopsită natural, cusută după metode din acestea clasice. Sunt niște cusături cu autostrângere care nu se desfac niciodată, oricât l-ai umple, el nu se lățește foarte mult. Gata? Gata. Bună seara! Suntem alături de Petre și Cosmin și un Audi. Un Audi care are o intervenție. Rus dințate. Da. O cutie de viteze. Din faptul că miroase a ulei de cutie manuală, înseamnă că asta e un DSG. De-aia e arată cutie automată, dar na, astea sunt solenoizii. Și este un, asta e carcasa, nu? Tronic, e un pic mai diferită. Are eroare pe un senzor de viteză din ea, s-a rupt efectiv banda care îl comandă pe senzor. Banda aceea e ca un fel de conductor electric. Un cablu, cum ar fi un cablu plat. Da. Da. S-a rupt aia, s-a întrerupt și a generat niște coduri de eroare în urma căruia mașina nu mai pleca din loc. Și practic, mă gândesc că aia nu e foarte scumpă banda, doar că e foarte greu de umbla la ea. E de relativ și... scump senzorul, nu știu, 3-4.000 de lei. Un senzor? Bă, da. Dă-l încolo. Nu facem lucrări de genul ăsta, mai mult pentru cunoscut, să zicem așa, și băiatul face de mult în mașina la noi, am acceptat să o facem. Dar, na, intră la mai multe, trebuie desfăcută, trebuie spălată, mutată pe alt banc de lucru curat. Bă, adică e un pic de muncă la o cutie. E un pic de muncă, momentan așteptăm piesa. Știi. Este 2000 diesel. E bine că ne-am dat să mă uit afla acum. Da. Da, e 2000 diesel, avem turbina în partea aia, aici avem un intercooler pe apă, deci în caz că se sparge... Watercooler care se sparge la tot. Păi aia, deci așa, că s-au gândit ei că... Nu era bine să aibă intercooler în bară, bine, la Audi întotdeauna au avut idei, au pus unul pe aici, unul în partea aia, n-au putut să pună ca lumea normală intercooler aici în față, dar, mă rog, așa s-au gândit ei că ar fi mai bine. Sincer, nu cine știu. Cine mai știe că sunt, spuse, toate la fel. Nu, e un după A4, 2011, cred. Da, e un A4. N-am luat fișa dar să chiar acum vă explicați că, uite, acum, mașinile... de clasă premium, parcă nu se schimbă aproape de, sau au niște schimbări de, la nivelul designului, dar nu foarte mari. Mașinile celelalte, care nu au pretenții de premium, sau, mă rog, sunt la firme
știute ca firme premium, se schimbă în totalitate. Uite DS-urile, uite Peugeot-urile, uite Renault-urile. Nu și-au găsit o identitate încă. Așteaptă să caute și ei ceva. Nu au nișa de client, părerea mea. Adică, uite, dăm exemplu acestui caz. Proprietarul are acest A6 și a luat deja un A6 mai nou și îl vinde pe acesta. Cam la asta se rezumă. Nu e un, eu înțeleg, dar diferențele între asta nu e diferență majoră între asta și următoarea, dar când deja ți-ai câștigat nișa de clienți, tu stai și te gândești, bă, câți au avut A6? Păi au avut 10.000 de oameni. Din 10.000 câți am pierdut? Am pierdut 5.000, nerelevant. Nu se merită să facem modificări constructive majore, deoarece și modificările în linia de construcție, asamblare, cred că costă foarte mult să faci cu totul altceva decât să îmbunătățești puțin anumite aspecte. De aceea mașinile care nu au succes în vânzări, de la model la model, apar cu diferențe majore. Părerea mea e că ei tot încearcă. Azi încercăm ceva, peste 2 ani altceva, până găsim ceva care se vinde. Și când se vinde, stagnează, rămâne pe tipul ăla. Apare faceliftul care e îmbunătățit, dar nici de cum nu mai e o schimbare majoră de mașină. O schimbare majoră în piață am văzut-o la Hyundai. Ah, da, dar la mai ales în ultimii ani. Hyundai acum, Tucson-ul ăla. Din punctul meu de vedere, nu știu, seamănă cu multe mașini, adică... Păi, s-au inspirat oamenii acum. Hai să lăsăm Hyundai-ul să filmăm această mașină. Vechea suspensie cu multe brațe. Cu gâtul brațe de lebădă de aluminiu. Da. Care bat cu gâtul ăla de lebădă. Da, ăsta așa trebuie să fie, așa în Ăla de... E o tablă anti-ploaie, practic, anti-strop. Deci așa trebuie să fie, nu? Da, și e forma ei, că probabil e mai aerodinamic așa. Deci ăsta este vestitul cât de lebădă de aluminiu, dacă vii cu aia numai. Da. Lumină? Da. Mă rog, deci asta e o fuzetă de aluminiu și aici este un șurub de fier și niște pivoți de fier. Și în timp, aia se blochează acolo. Dacă nu dai cu degripant și nu știi să umbli acolo, e posibil să strici capul ăsta de aici, dacă... vrei să lucrezi la mașină și atunci trebuie să iei altă fuzetă, ori din dezmembrări, ori alta nouă. Dar mă gândesc că, având în vedere că se strică toată ziua, se găsesc să se cumpere. Să nu filmezi în dreapta, că iar zice lumea că avem ceva cu Range Rover. Eu n-am, ăla vine următorul episod. Eu n-am lucrat. Și e pe lista ta scurtă, Range Rover, adică... Ce să facem? Asta e. Fix asta cum ziceai tu, că poate nu s-a auzit pe video, e cum ziceai tu, te-ai plictisit de o mașină Care merge și n-ai probleme cu ea și vrei să vină emoția în viața ta. Exact. Hai mă, că încă nu sunt hotărât. Încă mă gândesc dacă în puținele locuri în care plec cu emoții sau să plec... Este bună pe off-road, dar eu cred că definiția asta de Land Rover, Range Rover bun pe off-road... este mai mult de marketing, nu că n-ar fi, pentru că prin sistemul care l-are și constructiv vorbind, modul în care au gândit-o, poate este cel mai bun sistem de tracțiune, să zic așa. Dar hai să fim serioși, câtă lume face off-road cu o mașină Asta-i de genul ăsta? Că nu poți să faci off-road cu ea. Nu, ai cum, e imposibil. Off-road-uți, da. Ieși un pic să faci o poză lângă un canion. Știi ce am observat eu, Petre, de departe, nepasionat de off-road? Am observat că oamenii care vor să facă off-road cu adevărat își au mașini de alea vechi, exact. Le modifică, pun, sau dastere, am văzut multe dastere pe off-road, dar bine, cu niște mici modificări. Știi sau mai mari, nu știu. La off-road e imposibil să nu zgârii, să nu îndoi, să asta nu lovești, să nu dai cu ea. De și vopseaua aia, că, cum se numește, are Raptorul un nume. Raptorul ăla, da. Land Rover în cauza a venit pentru schimbul distribuției, nu... Așa, ca să schimb distribuția trebuie... Să dai motorul jos. Deci ăsta e cât un motor de tractor. Eu am avut la țara mea, am avut tractor când eram eu mic. Și vorbesc serios, era mai mic decât ăsta. E un 3000 diesel cu două turbine, cu EGR-uri, răcitor de EGR-ul. Construcție relativ simplă, e motorul cunoscut pentru problemele cu vluperea vibrochenului. Mai devreme sau mai târziu nu scapă niciunul. Să sparg și admisiile, că au făcut admisiile cu tot cu capacul de culbutor, să mai crapă și alea. Asta este. E un pic de muncă la el. Sistem clasic constructiv. Cam asta este de desfăcut pentru
a schimbat distribuția, în cauza aici este deja montat, așteaptă să urce înapoi în mașină motorul. E distribuțiile, că sunt două, e una pe față, pe și lanțul din spate. Una pe spate, la pompa. Cureaua de... se poate schimba fără a da jos motorul, lanțurile mai greu. Există o soluție, dar nu e recomandată. Păi, stai, mai bine o dai jos, îi mai faci și etanșer ce mai ai nevoie și o lași așa. Producătorul spune că sistemul de înlocuire a celor lanțuri este prin demontarea motorului. Acum că am inventat noi anumite lucruri, da, e se poate. Partea a doua. Da, dar uite, adică vorbim deja la alt calibru. Uite-te, bară stabilizatoare, adică la multe mașini e pe sfert atât, adică, na. Și componente pe aici, nu prea îmi place cum s-au rugit scuturile de la rezervor, deci ăsta nu e rezervorul, da? Să zic că ăsta o problemă cu scuturile astea de la Freelander încoace, din 97-98, când a început Freelanderul. Nu e la bun toate era furnizorul, copt, da. Ce naiba fac cu ele? Adică... La toate este copt acel scut de, deasupra rezervorului, n-am înțeles de ce n-au remediat problema asta și au împărțit-o, să zic așa, și cu platformele mai noi. Da, uite, vezi, cadrul de la cutie nu e ruginit deloc și e tot de fier. Bara stabilizatoare e de fier, nu e ruginită deloc. Scuturile alea s-au făcut praf. Nu... Cine știe? Da. Furnizorul. Cine atât, da? Atât le-au dat buget. Exact. Atât a fost. Da. Aici trebuie să descurcem bugetul ăsta. Da, trebuie să descurcem. Op, dacă da. Vreți să vedeți cum se vede. Acolo este distracția mare la lonjeroane. Deci s-au gândit să facă acolo în interiorul lonjeronului un suport de aluminiu în care se înfileteze un șurub de fier. Unde și aici? Face efect de baterie, unde e gaură. Aha. Da, se rup șuruburile în interiorul lonjeronului. Acolo este ca un pătrat plin care... Ăsta ar putea să fie unul dintre șuruburi, vezi că se vede că e forfecat și că a corodat. Uh-huh. Practic asta se întâmplă, da? Fiind metale diferite, ei nu pun niciun fel de vaselină sau pastă ceva pe ele anticoroziune și din păcate se rup. Problema e că aici se rup în interiorul lonjeronului, lonjeronul de aluminiu și de aici începe distracția. Uite că se văd acolo straturile, poți să vezi straturile de aluminiu. Bine, el e foarte bun, îți dai seama lonjeronul că e mai ușor, că e de aluminiu, că absorbe forță de impact mai bine, că e de aluminiu, că e mai moale. Dar, din păcate, uite, apare problema asta cu coroziune. Nici nu ai cum să... nu ai ce să mai faci din poziția asta. Păi, cred că trebuie să o desfaci când o iei. Soluție. O desfaci când o iei, că nu se poate gripa de când o iei. O desfaci când eu dai cu o pastă ceva specială să nu mai interacționeze la păi între și dacă ei, că crezi că cine dă 100 de mii pe mașina asta, a, da, stă e, să desfacă și urmul, să desfacă și urmul. Păi la noi mai dai 100 de mii? Păi îți dai seama ca să o ungi acolo, trebuie să dai tot motorul jos. Nu, trebuie să desfaci urmul, bine, probabil niște scuturi. Da, mă, nu mai faci, are dreptate, Petri, ce dracu? Asta o fac al treilea, al patrulea. Da, al treilea, al patrulea, dacă apucă de ce ajung în situația asta. Oricum da. Și la noi este ultima care o mai facem noi, de acum înainte o să prim la Tinichigiu. Pentru că acel pătrat îl găsești sau nu îl găsești, dacă nu îl găsești trebuie să-l refaci din nou, cu filet interior din baghetă solidă de aluminiu, stai după ei să-ți facă filete, trebuie să stai să sudezi TIG aici, pentru că trebuie să sudezi fiecare strat la loc, inclusiv pătratul, să cumperi șuruburile, e o comandă specială, minim 25 de zile, în care te cam blochează cu un elevator și de aceea o să, pe viitor, când se va mai întâmpla așa, frumos către Tinichigiu, platforma ține de altă operațiune, nu de da, service. Nu e de mecanică, da. Nu de mecanică. Asta este. Am zis că pentru confortul clienților noștri să căutăm noi să aducem omul care să le facă aici, dar... nu tot timpul vine când trebuie, nu găsești când trebuie piesa, nu... Da, e greu cu sincronizarea, că... Da. Ce să faci? Cât timp merge, uite, avem capitonaj, este izolat foarte bine, ca să da, ce a lor, e a lor, da. Derulare, sunt... Nu, ca și confort, sunt numărul 1 din punct de vedere al SUV-urilor, ca și funcționalitate mai... prost. Nu știu modelele, noi asta vreau să vedem. Zic, poate avem noroc cu cele mai noi. Electronic vorbind, stau prost, atât pe interfață multimedia, mod de răspuns al display-ului față de concurență. La ultimul model și-au mai revenit, dar nu știu cât de fiabile sunt. Cam asta este. Multe radiatoare, răcitoare și așa mai departe. Acolo sus cred că e de cutie, de ulei de cutie, pe aici avem AC-ul, după aia apa. La apă văd că e construcție invers, vezi, sunt sus jos, radiatorul făcut sus jos, nu stânga-dreapta, nu știu de ce.
Probabil așa aveau ei pe vremuri la alte Range Rover-e. Avem intercoolere, două intercoolere în laterale, ca la Audi. Na, să intre aerul mai bine pe acolo. În rest, ce să zicem, păcat că stau cu probleme de genul ăsta, vezi? Na. Dar înainte nu aveau problema asta, la cele mai de dinainte era șasiul de fier, ăla cu șasiul separat. Era șasiul de fier și nu aveau era problema. Șasiul de fier, nu aveau problema asta. Modelul Sport se decarosa, modelul Range Rover Vogue full nu se decarosa. Era cu autoportantă caroseria. Da, era caroserie. La cel cu decarosarea, deși pare o muncă titanică pentru unii, să zic așa, dacă o înveți, nu este. Și îți dă posibilitatea să lucrezi mult mai ușor. Mie știi ce nu mi-a plăcut la ele? Frânele. Că s-au gândit și au pus o parte din piese pe caroserie, o parte pe șasiu și trebuia desfăcută tot sistemul de frânare când vrei să umbli la ele. Că era, nu știu cum, ălea, cum le cheamă, conductele erau pe caroserie. Da, și asta desfaci, șasiu... desfaci conductele de frânare, senzorii de ABS, câteva conducte de răcire combustibil, dacă nu mă înșel. Păi da, și gâtul ăla de la rezervor, da. Care urgent șuruburile aș te chinui mult să-l desfaci. Eu n-am ajuns până acolo. Și rest, prinderile dintre șasiu și caroserie. Relativ e ușor. La frâne noi avem norocul că avem aparatul ăla de inducție și ajutăm puțin înainte și scăpăm repede. Altfel ar fi chin și pentru noi. Bine, și de aerisim, mă gândesc că aveți de la pe bază de vacuum. Nu sta să mai dai pedala apăsat. Nici pe bază de vacuum. Nu știu pe unde este, pe aici prin service. E un aparat de la ATE care vine, îl conectez la borcan, la bușon, la bușon și îți bagă lichid sub presiune cu 0.8, 0.2, un bar jumate. Un pic și până iese aerul. Și tu desfaci un pic până iese aerul. Mare atenție că nu e valabil pentru toate mașinile, unele trebuie tester să deschidă pompa de ABS. ABS-ul. Da. Să deschizi blocul de ABS. Am mai întâlnit cazuri când... Cum, domne, că am făcut aparatul? Ai făcut degeaba. Ai făcut, păi, da, și ți-a rămas în exact în modulul de ABS aerul. Am avut un A7 care a venit acum 2 săptămâni, care efectiv avea aer pe instalație și i-au vrut să-i schimbe pompa, i-au dat tot felul de soluții în care nu s-a găsit rezolvare decât după o aerisire cu aparatul. Și făcută cum trebuie, cu diagnoză, cu pompa de ABS deschisă și tot așa. Da, și în ordinea care trebuie, că la fel, dacă o iei de la, din față în spate, nu ai făcut nimic. Da. Da. O distribuție de genul ăsta duce undeva la, în funcție de ce anume vrea clientul, cu pompă de ulei, fără pompă de ulei, 10.000, 15.000 de lei. O reparație la o cutie de genul ăsta la Audi duce la 6-7.000 de lei cu tot cu manoperă. Deci ce ai spus până acum e cu manoperă? Da. Acum depinde exact de cum vrei să o faci, ce piese folosești, că sunt unii care nu mai vor să le țină și ce punem distribuția aftermarket. Și acolo deja scazi prețul foarte mult, jumătățește. Bine, sau dacă nu mai stai să mai pui toate garniturile, nu mai stai să mai pui toate semeringurile, că ăla poate ce sau am văzut multe cazuri, da, în care distribuția se înțelegea un lanț și un tinzător și o patină. Și mulți vin zic, domne, am schimbat distribuția, dar ei nu schimbă nici jumate din ceea ce presupune distribuție. Chiar acum am un Audi A4 venit din altă parte, unde au schimbat distribuția, distribuție pe curea, cu șruburile la întinzător, știi, fix, pe 2000 diesel. Așa. Și n-au pus șuruburile alea noi de ies din chiulasă și s-a retezat șurubul și a sărit distribuția. Da. Da. E, asta e, știe pentru data viitoare. Da. Dar mulți asta înțeleg. Domne, ce înseamnă distribuție? În cazul celor pe lanț, un lanț și o patină și întinzător, nu înseamnă numai asta. Vine la pachet cu multe alte garnituri, cu o pompă de ulei, dacă mașina este relativ veche, cu... Tot ce înseamnă șuruburi pe acolo, tot ce înseamnă pinioane, că nu numai... Șuruburi, pinioane, piulițe... La BMW, de exemplu, în distribuțiile care am prezentat, prețul pinioanelor urcă foarte mult prețul distribuției. Și mult schimbă lanțul fără pinioane. Păi dacă ai uzură în pinion, degeaba pui lanț nou. Exact, că... da. Na, să un milimetru dicolo cu un milimetru dicolo, tocmai bine face burtă lanțul. Când îl pui nou, practic eu cred că ai putea să schimbi doar lanțul, nu ar trebui să mai schimbi nimic altceva. Când îl pui nou, va fi mai bine, nu se va mai auzi bătaia sau oricum. Tu punându-o iar la punct, va merge și mașina mai bine. Dar cât? Adică dacă tot desfaci, tot umbli, ia toate piesele, fă o treabă ca lumea. Distribuțiile sunt și pretențioase. Avem Peugeot 3008 cu motorul ăla de 1.5, care i s-a pus distribuție aftermarket
Și el are între cele două lanțuri de sus de la axe, are un întinzător care întinde. Uh-huh. Și la aftermarket, pe întinzătorul respectiv, a sărit plasticul de acolo. Ma. Da. În afară de faptul că a căzut prin motor cine știe pe unde, făcea un defazaj care făcea motorul să scoată un sunet ca și cum ar răsufla în admisie. Da, păi dacă rămânea deschisă admisia. Da, motorul mergea perfect, da. Doar că își lua un limo, nu trăgea din cauza asta. Și erorile erau pe aer, nici de cum. Pe... Da, nu știi tu că e de distribuție, da, exact, corect. Da. Nu-ți dădea defasaj între ele. Că și aici, vezi, e foarte nasol construcția lor, că la alte mărci au de BMW-ul. Nu vreau să-l laud, că nu mai e nici BMW-ul ce trebuie, dar îți dă imediat necorelare între senzori. Eu la Volkswagen am văzut. La Volkswagen, și la Volkswagen, vezi. Da. Imediat vezi dacă e distribuția lungită sau pusă greșit, imediat vezi. Dar aici nimic. Absolut nimic. Da. De vezi, fazajul era sub un dinte la lanț. Faci, păi așa e mai rău, că dacă era mai mult îți dădeai seama. Posibil, ce, da. Cel mai rău e când e puțin. Vezi, faci ieftin, faci de două ori. Și per total ieși... Nu cunosc diferențele adică... dintre kit-ul aftermarket, kit-ul aftermarket nu l-am pus noi. L-a pus în alt serviciu și n-am mai întrebat. Dar, spre surprinderea mea, clientul vrea tot aftermarket. Păi, nu, să mai încerci o dată. Nu, iar da, refuz. I-a spus că nu-i montez. Fiind chestiune cu istoric și modul în care a gestionat problema asupra celuilalt servis, nu mi-a plăcut pentru că, până la urmă, el s-a ales și ceilalți nu aveau nicio vină. A, tot el a vrut aftermarket, da, da. Ok. Nu avea nicio vină și se comporta de parcă erau ei vinovați de eșecul lui. Până la urmă, știi cum e? El a adus ingredientele, eu i-au gătit. Da, exact. Acum, dacă a fost ceva stricat, ce să faci? Poți și mai se întâmplă des. Nu e săptămână să nu fie probleme cu piesele. Deci da. Nu e săptămână. Am pus pe un Renault Koleos 4 planetare. De la toate mărci. Spidan, SKF, da, bune. GSP. Bun, planetare bune. Ceva cu E. Da. Și n-am reușit să scăpăm de problemă decât cu planetara originală. Pentru că toate veneau refurbiște. Păi, da. Așa îți cumpărai tu burdufe și o făceai pe lui, adică ce rost avea. Da. Da, da, asta dar e. Nu s-a scăpat de sunet. Eu am pățit-o de când n-am mai trecut pe aici să mai filmăm cu tine, eu am pățit-o cu niște bujii. Am luat bujii Denso noi în cutie, scria pe ele Made in Japan, le-am pus la mașină, mașina mergea în trei pistoane. Zic, bă, se întâmplă ceva, dădui eu peste ceva, stricai ceva, rupsai vreun furtun, vreo fir, vreun ceva, nu se poate. Proprietarul mi-a zis, bă, o fi bujiile stricate. Zic, bă, nu se poate să fie bujiile noi, scoase de mine din cutie și puse în motor, nu poate să fie stricate, le-am mai desfăcut toată, mi-a căzut vreuna, s-a închis în cap, știi? Nu. Până la urmă am luat alte bujii, le-am pus altă marcă, am luat Bosch, m-au venit Bosch Made in China, nu prea mi-a plăcut cum arătau, cum erau construite, le-am pus pe ele, merge mașina perfect. Ălea defecte de noi. Da, știu. De alea cele mai ieftine, și 15 lei. Cel mai rău te scoate din sărite, că am avut și eu un caz de genul ăsta în care cu mașina tatălui unui prieten și vecin și un Polo, că ceva simplu. Și mașina mergea împrăștiat și mi-a adus-o că nu-i dau de cap, au schimbat ei, na. Și ea ce făcea? Când o apuca, mergea în trei. Și i-am zis, băi, hai să schimbăm bujile prima oară, nu că le schimbarăm noi. Dă-i și pune bobine. Se vedea clar că e ceva electric. Da, ceva din aprindere. Își lua misfire pe un cilindru. Am inversat injectoarele între ele să văd dacă se mută misfire-ul. Nimic. Își lua pe trei tot timpul, pe trei tot timpul. După care... I-am zis, băi, n-ar ce să fie, zic, ori bujile, ori problemă de segmenți supape. La compresie n-am apucat să luați. N-am luat compresia, că nu s-a ajuns acolo, era efectiv prima etapă. Nu, a ținut-o una și bună, că bujile schimbate. După care am mai făcut anumite teste și le-am zis alormei, puneți-mă niște bujii pe aici, ce aveți orice, găsiți, da, să se numească acolo. Ceva, da, să meargă acolo, să vedem dacă e de acolo. Da. Și ar veni mașina. Păi și aveau ceva, să vedea ceva pe ele? Nu se vedea nimic. A, așa am pățit și eu. Așa nu, am pățit. Bă, noi, deci nu aveam... Da. N-au mers. Și erau ONG-cauri. Asta te încurcă cel mai rău. Deci dacă ai pus o piesă nouă stricată, te-au murt. Nu mai știi ce, nu mai știi încotro să o mai iei. Asta e cel mai rău. Cel mai rău. De asta e bine, cum zici tu, dacă te duci undeva unde repară în general felul ăla de mașină, că m-au pe acolo aruncate bujii, ceva, de poate să facă probă cu o piesă second care știi că merge.
A venit un nene cu o mașină la care m-a pus să iau compresie. Un Nissan Qashqai. Motor de benzină? Avea benzină. 5 bar și 7 bar maximum. Am scos caracteristicele din program și trebuia să aibă 12,5. Păi era clar că nu trebuia să aibă 5. Da. Dar el știa. Domnule, ce faci? Mănâncă ulei? Și parcă nu trage cum trebuie. Păi și la ce mi-ai luat și compresie să pierdem timp? A plătit testul de compresie, a cerut, probabil venind din altă parte, știind că nu au știut să-i fac sau nu au avut ce. Ok. Da, și am făcut și o revizie. M-a rugat să-i bag altul ulei, că poate mănâncă mai puțin. Asta sunt tâmpenii. Da, n-ai ce să-i faci. Trebuie să-i bagi bani și muncă în motor, aia trebuie să-i bagi, dar nu știu dacă nu știu dacă se mai justifică. Până la urmă, na. S-au luat un motor second pus, dar 5 pe ăla nu știi de unde îl iei. Eventual tot așa să-l probezi înainte, să iei o compresie înainte, să-l cumperi. Nu. Da, mă rog. În fine, hai cine să mai stă să mai repare dăm într-o altă mașină. Da, cine stă să mai repare Qashqai acum. Da, hai să încheiem acum, să mergem să luăm o mașină de prin curte. La revedere. La revedere.